Părinții micuței Mădălina au divorțat în 2009, iar acum cer în instanță custodia fetei. Săptămâna trecută, Mădălina a avut un șoc când la ușa tatălui ei a ajuns un executor judecătoresc. Micuța a fost luată de lângă tatăl ei și încredințată mamei. Aceasta susține că Eugen Simionel, fostul soț, nu este de fapt tatăl natural al Mădălinei, astfel că a fost deschisă o nouă acțiune privind tagăda de paternitate. Deci eu nu agresez, când am cum să o agresez? Deci eu nu m-am făcut copil ca să vă dați seama să-l chinui eu. Dar în același timp nu sunt de acord nici altul să mi-o chinuie. Altul fiind cine? Adică altă persoană, fiind divorțată, de exemplu, să fie un concubinaj cu cineva, deci eu mă cuplez pentru mine, deci nu pentru copil. Deci eu nu mi-aleg un bărbat pentru copil. Se placă copilului bărbatul meu. Dumneavoastră, Paulie, nu știu. Aveți fiecare bărbat dumneavoastră. Păi cu testul ADN, pentru test de paternitate, nu? Deci... Dar n-aveți certitudinea că nu el este tată biologic? Sigur, cum adică? Dar cine a făcut copilul? Altă mamă și mi l-a dat mie, mi l-a dus la spital sau cum? Păi el zice că n-a știut până cine când știu? Ați început procesul ăsta. Păi eu n-a știut și... Că o faceți de... așa, ca să-l hărțuiți. Nu este adevărat. El să-și facă testul și atunci... Dar instanța nu-l poate obliga așa. Păi nu poate obliga instanța și el lui un căpus și-a întâmplat că nu o să facă, nu? Profesorii Mădălinei spun despre aceasta că problemele din familie și-au pus amprenta asupra ei, iar rezultatele la învățătură reflectă cel mai bine acest lucru. Dacă în clasa 1 a avut probleme de acomodare, eram mult mai timidă, mult mai retrasă și nu am înțeles acest lucru datorită problemelor din familie, în clasa 2, datorită intervenției psihologului școlar, lucrurile au intrat pe făgașul normal. Psihologul a acționat pe partea de îmbunătățire a situației la învățătură. Dacă în clasa 1 a acumulat cunoștințele mai greu, datorită problemelor prin care trecea acest copil, în clasa 2, faptul că a rămas cu tată și s-a creat un factor de echilibru în viața ei, s-a văzut în rezultatele la învățătură. Știu foarte bine că a luat premiul 1, a obținut medii bune și chiar doamna învățătoare o apreciază pentru devotamentul său. Până când situația va reveni la normal, Mădălina are de înfruntat situații tensionate și extrem de dificile pentru vârsta ei, pentru că divorțul părinților este o realitate crudă pentru minoră. Familia pentru un copil reprezintă universul lui. În momentul în care au loc diverse schimbări majore, cum ar fi divorțul, da, întregul univers al copilului se clatină, deci se dărâmă, se năruiește. Orice abuz de natură fizică, emoțională, sexuală chiar, care îl poate suferi un copil, atât abuz cât și neglijarea nevoilor lui fizice, emoționale, educaționale chiar, că am înțeles că este la vârsta școlarizării, pot conduce acest copil la traume, la traume care au efecte atât imediat cât și pe durată mai îndelungată. Întrebarea care este în capul copilului în aceste momente este: eu a cui aparțin? A cui sunt? Cine mă vrea și pe mine? Eu a cui sunt? Da? Da, copiii sunt acum la o vârstă, am zis că are 9 ani, da? Sunt la o vârstă în care personalitatea lor se dezvoltă, deci este în continuare în creștere, ca un copăcel. Nu-i pui apă o săptămână, se usucă, încep să-l îngrijești, el începe să se dezvolte normal. Deci șanse ar fi. Deci șanse ar fi ca dezvoltarea lui, dezvoltarea personalității lui, să se afle în limitele normalității. Deci dar trebuie să se grăbească părinții. Dar trebuie să se grăbească nu și nu atât părinții, cât întregul proces și direcția de protecție a copilului și instanța să forțeze un pic lucrurile, pentru că timpul trece și nu trece în beneficiul copilului. Tatăl Mădălinei, Eugen Simionel, face toate demersurile pentru ca fetița sa să ajungă din nou la el până nu va fi prea târziu. Din nefericire, până la rezolvarea dosarelor din instanță și de la parchet, Mădălina va avea mult de așteptat, fapt ce îi va umbri copilăria și așa destul de tristă.